Aflat la o reuniune NATO la Bruxelles, ministrul de externe Bogdan Aurescu a anunțat că România va găzdui la sfârșitul lunii noiembrie întâlnirea miniștrilor de externe ai NATO. De asemenea, Aurescu le-a cerut aliaților redactarea unui nou concept strategic care să corespundă realității din prezent. Ministrul de externe Bogdan Aurescu a anunțat că România va găzdui o reuniune a miniștrilor de externe din NATO în perioada 29-30 noiembrie la București. Aurescu a transmis că așteaptă cu nerăbdare să le ureze bun venit aliaților noștri pe flancul estic la primul for ministerial NATO găzduit în România. Înainte de reuniune, Aurescu le-a cerut omologilor săi din alianță redactarea unui nou concept strategic. I had the honor to express yesterday evening was that we need a new strategic concept adapted to the reality of now, of the moment, which is the worsened security situation because of the Russian aggression in Ukraine. I have emphasized the fact that because of that, the strategic concept should mention explicitly that Russia is the main threat to the security of the alliance. Aurescu a mai precizat că este nevoie de consolidarea flancului estic și de crearea cât mai rapidă a grupului de luptă în România, aprobat de NATO în a doua parte a lunii martie. Totodată a evidențiat și nevoia de ajutor umanitar pentru Ucraina. Ministrul de Externe a adăugat că România a acordat sprijin pentru aproximativ 700.000 de ucraineni care s-au refugiat din calea războiului în țara noastră.